Primari, parlamentari, șefi de partide au venit cu toții la Iași pentru a participa la slujba închinată Sfintei Cuvioase Parascheva. Indiferent de partidul din care fac parte, aceștia și-au unit gândurile într-o singură rugăciune. Cred că este cel mai înălțător moment din aceste sărbători. Sfânta liturghie dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva, orașul este plin, circulația este închisă până în Podul Roș, oamenii așteaptă în continuare să treacă pe la catafalcul Sfintei Cuvioase. Invitați din toate colțurile țării și din afara țării, pe toți îi apreciem și le mulțumim că au venit. Este un moment de suflet, un moment de emoție. Iașul este capitala creștinătății și a spiritualității. Toată țara este în Moldova, la Iași. Este un eveniment mult așteptat și mult iubit de creștini ortodoxi și de aceea sunt și eu prezent alături de toți oamenii cu credința în suflet. Este una dintre cele mai frumoase sărbători pe care le are poporul român și cred că noi ca popor creștin avem această șansă de a ne bucura din plin de sărbătorile care ne definesc pe noi românii. Iar astăzi orice simțire românească, indiferent unde se află, la Iași, la București, la Cluj sau oriunde în lume, pleacă la drum de la prima oră cu gândul la Sfânta Parascheva care ne ocrotește pe toți. La invitația de a participa la slujba au răspuns afirmativ și oamenii de cultură. Un moment de aleasă însemnătate și înaltă bucurie, de ce nu, fiindcă după 2 ani în care poate n-am putut să ne întâlnim unii cu alții de ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, iată astăzi, poate mai mult ca niciodată, ieșenii, dar nu numai, credincioșii din întreaga țară au venit să fie alături și să cânte împreună, să se bucure împreună și de ce nu să celebreze împreună pe ocrotitoarea Moldovei. După sute și sute de ani, românii și nu numai să înțeleagă că puterea acestei cetăți, de ce nu, vine din gongul mitropoliei. Oaspeții veniți la Iași au fost invitați să participe și la Seara Valorilor, eveniment organizat în fiecare an pe data de 14 octombrie de către Primăria Municipiului Iași.